A început numărătoarea inversă care declanșează anual isteria sărbătorilor de iarnă. Ținutele festive și rochile de seară sunt menționate cu siguranță pe lista cumpărăturilor sezoniere. Tendința acestui an arată că noaptea dintre ani se poartă catifeaua, dantela, dar și ținutele îndrăznețe care îmbină senzualitatea cu stilul absolut, dar acestea sunt valabile atât pentru doamne cât și pentru domn. Este și motivul pentru care magazinele specializate în articole de îmbrăcăminte s-au angajat în acest sezon să ofere clienților oferte de nerefuzat. Toate doamnele își doresc să strălucească de revelion. Pentru ele, magazinele au pregătit ținute sexy, dar și ținute clasice. Nici bărbații nu pot ieși din peisaj, așa că în magazinele de profil pot fi găsite cămăși elegante, costume în tendințe, demne pentru o noapte atât de specială. Dacă este să ne referim la rochii, catifeaua este noua definiție a luxului, în timp ce dantela poate îmbrăca orice siluetă. De neocolit sunt rochile extrem de îndrăznețe cu decupaje care pun în valoare bustul și talia. Și pentru că de revelion trebuie strălucire, nu sunt ocolite rochiile cu paiete. Se poartă atât varianta de cocktail până la nivelul genunchilor, cât și lungimea maxi de red carpet. Dar cum o doamnă elegantă trebuie însoțită de un domn elegant, tendințele ne vorbesc și despre vestimentația bărbaților. Regele evenimentului speciale este costumul negru. Asortată cu o cămașă deschisă și un accesoriu strălucitor, ținuta poate face diferența. Se poartă și sacourile gri, cravatele în culori aprinse, dar și smokingurile. O regulă de aur de care trebuie să țină cont atât doamnele cât și domnii este că vestimentația trebuie adaptată locației unde se ține petrecerea dintre ani. Unul dintre designerii români spunea că cel care trebuie să primeze dincolo de ocazie este confortul, pentru că atâta vreme cât ne simțim bine în ținuta adoptată, vom avea și starea de spirit necesară unui astfel de eveniment.